Bună dimineața tuturor celor care vizionează acest video. Este weekend deja și poate vă interesează să știți care ar putea fi energiile acestui weekend în planurile importante. Să vedem așadar ce știți, ce nu știți și ar trebui să știți. Ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste, surpriză. O citire intuitivă în trei variante. Așadar, vă invit să alegeți una dintre cele trei pietre, dacă doriți să aflați ce energii sunt în acest weekend. Și să vedem ce dezvăluie cărțile de oracol pentru varianta aleasă. Am să încep cu varianta numărul 1, albă. Să vedem ce știți voi, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă, în afara casei, surpriză. Poate fi un weekend relaxant, dar totuși cu prudență, pentru că puteți avea de-a face cu o persoană cam ostilă. Deci cineva care vă poate fi rival sau dușman, cineva vă cam urmărește, e cam curios. Vă poate strica puțin liniștea sau poate care e vorba la unele dintre voi care aveți un partener așa mai ostil, vă cam urmărește. Poate fi un partener mai gelos, spre exemplu. Sau cineva, dacă nu aveți o relație, cineva care e cam curios. Ceea ce știți voi, voi știți de niște vizite, niște întâlniri sau de speranțele care le aveți de a vă întâlni cu cineva, de a avea un succes. Orică să vă sperați să vă împăcați, să vă înțeleagă cineva. Aici cumva poate suferiți puțin și de o singurătate unele dintre voi sau știți că ați trecut printr-o singurătate, printr-o discuție poate cu cineva. Și asta v-a întristat sau ce ați aflat voi într-o vizită, în urma unei vizite, v-a întristat ceva. Știți. Ce nu știți? Nu știți că poate într-adevăr trebuie să fiți mai prudenți la persoanele străine sau mai noi care sunt puse pe distracții, pentru că sunt niște chestiuni înșelătoare aici sau veți avea voi această dorință, poate nu știți că veți avea această dorință de a vă distra cumva, e ca și cum... Îți, să zic așa, te împinge puțin necuratul să duci la o extremă distracție, cumva. Da, e cumva așa, e o situație nouă care apare, mai înveți lucruri noi, dar aici apar niște tentații. Nu știți că apar niște tentații sau înșelătorii în niște distracții, în niște evenimente, care țin poate și legate de niște persoane mai noi, mai străine, mai superficiale. Pot fi persoane care vorbesc multe sau, mă rog, sunt așa mai superficiale ele în... Nu tratează cu înțelepciune sau cu prea multă moralitate niște situații. Aflați niște secrete, nu știți voi niște secrete care pot apărea și cu ocazia unor evenimente, unor petreceri, unor bucurii. Văd aici că sunt petreceri bucuriei sau vă veți libera de niște situații care vă dădeau teamă, frică și vă veți bucura. Poate fi și o astfel de situație, deci, cumva așa într-o situație în care voi vă ori veți, nu știți de niște înșelătorii și le veți afla, dar totuși vă văd că nu vă afectează, ori vă veți elibera voi de niște frici, temeri, aflați secretul cum să vă bucurați, cum să nu vă mai fie frică, teamă, cum să vă bucurați de noutate, să vă înnoiți, să vă schimbați puțin energia. Știți, nu știți ce ar trebui să știți? Da, poate că într-adevăr ar trebui să știți să fiți prudente sau prudenți în afaceri, în întâlniri, în vizite, în socializare, că puteți avea de-a face cu persoane cu două fețe. Persoane chiar cu bani, persoane cu avere, cu situații, dar care sunt puțin cam speculante. Fac niște speculații aici, pot fi mai arogante, pot fi chiar mai arogante. Deci aveți de-a face cu lume bună, lume cu bani, lume de afaceri, dar mai sunt și niște aroganțe aici sau chiar niște înșelătorii. O să aflați voi niște secrete. Deci poate că astea sunt secrete care le aflați în casă pe casă. Și în casă pe casă, deci poate că ținem foarte mult și de anturajul vostru, pentru că puteți avea o rivalitate, o înșelătorie, o trădare aici, într-o noutate, într-o veste. Puteți avea câștiguri, daruri, puteți avea reușite, dar apar și niște cineva speculează ceva, cineva profită de ocazie aici cumva sau iese la iveală cu ocazia unor vești, cu ocazia unor întâlniri, iese la iveală o trădare, o înșelătorie, o persoană falsă, care poate fi legată chiar de dragoste. În afara casei aveți niște evenimente, niște întâlniri. Poate chiar puteți cunoaște o persoană foarte importantă, dar aici aveți și niște rivalități. O să aflați secrete, deci acest weekend pentru voi sunt foarte multe secrete care le aflați. Despre persoane chiar din lumea bună, despre afacerile lor sau despre speculațiile lor, despre fidelitatea lor, dar sau are legătură chiar cu voi, cu un partener al vostru.
aici poate fi și o astfel de situație, pentru că, da, în dragoste s-ar putea la unele dintre voi să apară și o neplăcere, o schimbare aici, sau o clarificare pe care va trebui să o faceți în urma unei exagerări aici, poate fi legat de dragoste, de cineva din familie, din anturaj, are legătură poate și cu anturajul casei, deci puteți afla și legat de secretele care pot apărea aici, pot apărea și legat de o moștenire, poate, legat de moștenire, legat de cum ar veni la, sau la o pomană să apară niște discuții în contradictoriu între neamuri, spre exemplu. Aici văd că sunt niște clarificări, niște conexiuni care sunt și cu trecutul, cu persoane din trecut care poate nu mai sunt, care acum cumva se pot clarifica legate de o dragoste, de o casă, de o moștenire, de ceva, dar văd că există șansa de a se schimba această energie, poate ține și de înțelepciune. Apar secrete, deci la această variantă așteptați-vă la multe secrete, pe multe planuri chiar. Haideți să vedem și varianta numărul 2. Verde, ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste, surpriză. Vedem așadar energiile acestui weekend, la ce vă puteți aștepta. La vești și voi, și voi aflați de ambițiile cuiva, secretele, cineva vă dezvăluie ceva. Vă face un serviciu și prin serviciu acela aflați ceva. Aflați și de ambițiile cuiva sau legat de niște competiții. Aici pot fi și legat de niște competiții, examene. Ce știți voi? De niște întâlniri, că poate că v-a pus pe gânduri cineva. Curiozitățile cuiva, răutățile cuiva, vizitele cuiva sau vă gândiți voi dacă să vă duceți, să vă întâlniți sau așteptați, poate să vă împăcați cu cineva care a avut niște răutăți, poate la adresa voastră. Văd că sunteți pe gânduri, găsiți soluții, sunteți sau chiar vă gândiți să studiați, să învățați, să clarificați ceva, căutați o sursă de inspirație, poate să vă știți de că va veni poate vreo idee sau căutați o soluție, o idee pentru o hotărâre, pentru ceva. Ce nu știți? Și voi nu știți că puteți afla de o hoție, vă va întrista de o ceartă, de o separare, de o despărțire, ceva aici printr-o hoție. Deci puteți afla aici de cineva care nu e prea sincer. Poate cineva de la drum, aici poate are legătură și cu un divorț, cu o separare, cu o singurătate a cuiva, cineva care poate e singur, despărțit și voi vă întristează că această separare, despărțire, poate că a fost într-un mod nesincer sau a fost păgubită sau va păgubi pe voi, nu știți, dar ce lucru că vă poate păgubi cineva. Poate fi legat și de un vreun fost. Sau poate fi legat de cineva despărțit sau pentru că vă știe pe voi singură despărțite, văduve, cum ar veni. E o situație așa puțin în care în această energie a despărțirii, a singurătății, puteți avea parte de o înșelătorie sau cineva încearcă. Pe de o parte, pe de alta, voi nu știți că poate veți dori în acest weekend să scăpați de această energie a înșelătoriei, a singurătății, a tristeții, a unor situații care sunt puțin conflictuale printr-o înșelătorie. Ce ar trebui să știți? Într-adevăr că să păstrați credința, fidelitatea, că vin vești bune, să aveți ambiție să vă țineți de punctul vostru de vedere, de principiile și valorile voastre, poate, că văd că pot veni daruri, câștiguri, chiar puteți cunoaște pe cineva, aici văd că aveți a face cu o persoană poate cu funcție, o persoană sportivă, poate cineva care vă susține, poate punctul de vedere, vă protejează interesele, vin vești bune, vin noutăți, ar trebui să știți sau trebuie să găsiți voi soluții pentru niște examene, poate să cereți sfatul că văd că puteți avea reușită în ambițiile voastre printr-o haina statului. În casă pe casă, poate apărea o clarificare, la fel, ține de ambiție aici, legate și de un copil, legate și de un clarificare aici, cumva puteți avea niște schimbări, niște clarificări, niște noutăți, cumva să vă rupeți poate de o situație negativă. Puteți avea de cineva care trece printr-o pagubă, tristețe, hoție, poate legată de un copil, aici legate și de ambițiile unui tânăr, ce țin legate și de niște daruri, de niște, sau de cineva când de ambițiile unui copil, să zic așa, pentru a ajunge să câștige ceva care duce către o situație puțin care trebuie să clarificată. În afara casei, în schimb, puteți avea o mare reușită, un mare succes, o petrecere, o familie, poate un eveniment de familie, o căsătorie, o celebritate,
daruri, un contract, poate, să zic, o funcție, ceva, evenimente extraordinare care pot fi sărbători, sărbătorile orașului sau sărbătorile unor prieteni sau voi aveți poate ceva de sărbătorit în afara casei și în dragoste la fel. Dacă sunteți singure, vă veți simți bine în pielea voastră, chiar dacă aveți și motive de tristețe, orică vă e dor de cineva, orică aveți voi așa o stare de spirit, la un moment dat tristă că sunteți singură, dar până la urmă vă faceți, să zic așa, vă organizați voi cumva și ieșiți. Poate de aceea aveți în afara casei acest mare succes, pentru că veți ieși, veți socializa, veți ieși pe undeva, chiar dacă sunteți singure, triste. Acum, fie că cineva e bolnav, poate că voi sunteți într-o situație de tristețe pentru că cineva e bolnav și nu puteți să socializați împreună cu partenerul, sau poate că îngrijiți de cineva bolnav, dar în weekend sunteți libere și plecați, chiar dacă sunteți fără partener, voi ieșiți, socializați, vă duceți pe undeva. Văd aici că aveți reușită realizare, deci poate fi un mic în așa o reușită, dar totuși pot apărea și niște situații care să vă pună pe gânduri din cauza unor persoane care poate aflați de persoane care nu sunt prea sincere, cineva care nu e sincer. Haideți să vedem și la varianta numărul 3, varianta pietrei roșii, să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste, surpriză pentru varianta pietrei roșii. Vedem ce spun cărțile la această variantă. Și voi aveți niște întâlniri importante, vă pune pe gânduri poate un anumit partener, bărbat, care îl cunoașteți sau deja poate l-ați cunoscut, sau un eveniment pe societate. Văd că vă găsiți soluții pentru a vă duce la vreun eveniment sau vă vine vreo idee sau pur și simplu căutați voi ceva, o soluție pentru a fi împreună cu cineva. Ce știți? Că sunt speranțe pentru a vă clarifica ceva într-o singurătate, într-o tristețe sau să depășiți o tristețe, o singurătate, o dezamăgire, o pagubă, ceva. Știți că aveți aceste speranțe, știți că ați trecut poate printr-o pierdere, printr-o separare, printr-o despărțire, printr-o singurătate, dar sunt speranțe să treceți, să depășiți, să clarificați ceva. Ce nu știți? Că veți avea poate motive de socializare, de drumuri, vești, noutăți, dar trebuie să știți, nu știți că trebuie să fiți totuși prudente, că și la voi apar niște situații înșelătoare. Aflați de niște scrocherii sau aflați de niște înșelătorii, aflați de cineva fals. Aici aflați niște secrete care pot ține chiar de lumea bună, de afaceri din lumea bună, de o persoană care e speculantă. Aici cineva mai nesincer în afaceri, în speculațiile sale, poate fi legat de un partener sau poate fi legat de alte situații. Știi, nu știi ce ar trebui să știi? Ar trebui să știi să gândești optimist, de aceea poate că trebuie să stai pe gânduri, pentru că să găsești soluția cea mai bună, că văd că poate veni o îmbunătățire, o bucurie, o speranță, o întâlnire chiar, o întâlnire de suflet cu cineva, o împăcare, poate în urma unei discuții care ai avut-o cu un partener care poate n-a fost prea sincer. Ar trebui să știi că să gândești pozitiv că poți îmbunătăți și starea de spirit, de sănătate, poate făcând o vizită. Ce vei avea în casă? O clarificare poate cu partenerul, o veste, o noutate care ține și de afaceri. Într-adevăr, poate că există o îndoială în relația de cuplu, dacă aveți. Dacă nu aveți relație de cuplu, poate fi vorba de afacerile case, cum ar veni. Ar văzut niște îndoieli, niște clarificări care le veți face cu un domn care poate fi din lumea bună sau în familie. Aici poate fi legat și de cineva din familie, de afacerile care, veștile care vi le dă cineva din familie, le dă de niște afaceri, de niște contracte, de niște vizite, de niște evenimente. Poate fi și o invitație la vreun eveniment. Și în afara casei, și voi aveți o zi foarte frumoasă, spectaculară, aș putea să spun, solară, cu noutăți, cu drumuri, cu câștiguri, dar o să aflați într-adevăr și de vreo hoție, de vreun secret, de vreo persoană nesinceră. Aici puteți afla de acest lucru în drumurile voastre, în afara casei, dar aveți și succes de dar, și succes de câștiguri, și succes de a vă duce la mare, nu știu, la munte, a vă duce undeva unde să fie, să stați la soare sau să vă încărcați bateriile, să vă lumineze ceva. Și în dragoste, aveți de clarificat poate ceva într-o relație cu cineva, în familie, trebuie să vă păstrați încrederea, fidelitatea, poate chiar aveți și un eveniment religios sau vă duceți la biserică, dar aici cumva sunteți puțin și dușmăniți, spionați de cineva care poate are o altă idee legată de credință, religie sau are, nu e așa fidelă, să zic așa, aici o chestie și de moralitate.
Da, văd aici că cineva, ori cineva un fost partener care încă am zis aici că unele aveți speranțe, poate să se schimbe ceva, și poate cineva încă vă mai urmărește, casa, familia, ori e cu partenerul vostru, e așa o situație în care trebuie clarificată pentru că el e cumva ostil, ceva, legat de ceva, pentru cineva din familie poate sau pentru credința voastră, nu e de acord cu ceva aici, e o situație care ține poate și de orgoliu, de ambiții, dar poate ține și de moralitate, pentru că am zis, voi nu știți că poate există și o doză de înșelătorie într-o relație, de nesinceritate, să zic așa, adică nu neapărat că vă înșală cu cineva, că nu mi-apare o altă rivală, neapărat cât îmi apare rivalitatea care poate ține de ideile voastre. Da, deci e cineva care el ar vrea el să fie cu ideile sau el să conducă sau el să are el o altă energie decât a voastră, dacă e vorba de un partener. Dar o clarificat, văd că poate apărea împăcarea prin înțelepciune, prin răbdare, prin poate și intervenția al cuiva din familie, cum ar veni cineva care e mai înțelept și mai aplanează situația, discuția, că văd că poate fi un eveniment de familie, o vizită, o împăcare, o reușită. Cam asta din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, pentru acest weekend. Așadar, eu sper să aveți un weekend minunat, binecuvântat. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți.